Amintiri din copilărie, de Ion Creangă. Comentariu. Ion Creangă este unul din marii clasici ai literaturii române care s-au afirmat în cercul literar al Junimii în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. E un scriitor realist, unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți, un foarte talentat povestitor. Humuleșteanului povestește bunului său prieten Mihai Eminescu în iarna anului 1876, în Boșteu, casat de la Țicău, episoade savuroase din amintirile sale din copilărie. Creangă nu are de spus despre vârsta fericită a omului mai mult decât alții, însă chiotul lui este mai plin, mai sonor, ca o voce minunată, distinsă într-o gloată, și se rezumă la: "Și, Doamne, frumos era pe atunci." Impresionat, Mihai Eminescu îl îndeamnă să aștearnă totul pe hârtie. Așa se face că, începând de prin anii 1880, învățătorul din Țicău, care era tot mai bolnav, începe să scrie primele pagini din cea mai importantă opera sa, stăpânit de un sentiment de profundă melancolie, dar și de plăcerea de a se cufunda în primele impresii luminoase și tainice din vârsta tot mai îndepărtată. Amintiri din copilărie este o operă compusă din 4 părți. Cartea cuprinde o imagine luminoasă a vieții satului, a obiceiurilor și a tradițiilor poporului, având în centru întâmplările și peripețiile lui Nică, a lui Ștefana Petri, de când a făcut ochi și până când ajunge la Iași, scos cu greu din lumea satului, ca ursul din bârlog. Eroul central apare, așadar, înfățișat de autor din copilărie până în pragul adolescenței. Într-un prim plan sunt zugrăvite procesul de formare a lui Nică și evoluția lui spirituală, strâns legate de mediile pe care le străbate. Cel de-al doilea plan reconstituie obiectiv universul vieții țărănești, atmosfera patriarhală a satului cu instituțiile sale, familia, școala, biserica și armata. În acest prim roman al copilăriei țărănești din literatura noastră sunt evocate isprăvile unui copil de 13-14 ani, petrecute de mult și devenite frumoase prin ceața amintirii. Frumusețea cărții se află, între altele, în totala dezvoltare cu care omul matur își povestește propria copilărie, identificându-se până la un punct cu mentalitatea vârstei respective, dar privind-o cu o nemărginită simpatie și umor. Întâmplările sunt reprezentate scenic, iar autenticitatea trăirii merge până la identificarea cu personajele, pentru că povestitorul își joacă rolul de copil și ne invită cu bonomie să gustăm farmecul vârstei de aur a omului dintotdeauna și de pretutindeni. Amintirile din copilărie sunt împărțite în 4 capitole distincte, cu povestiri ce pot fi privite și ca independente datorită unității și rotunjimilor perfecte. Asta înseamnă că diferite episoade ale cărții decurg unele din altele, scriitorul povestind la persoana întâia și dintr-o perspectivă subiectivă întâmplările de care își aduce aminte. Partea întâi începe cu evocarea plină de duioșie a satului natal, a primei școli pe la care a trecut, chilioara de sub zidul bisericii, ridicată prin strădania părintelui Ioan, cu descrierea primilor dascăli. Bădița Vasile, un holtei frumos și voinic, care sfătuia pe oameni să-și dea copiii la învățătură. Apoi metodele primitive de educație, calul bălan, Sfântul Nicolai, Procitania de sâmbătă, sunt evocate de asemenea o serie de năzdrăvănii copilărești, ca de pildă prinderea muștelor cu ceasloavele unse. Tot în această parte facem cunoștință cu primii colegi ai lui Nică, cu monitorul clasei cel înaintat la învățătură până la genunchiul broaștei, adică Nica lui Costache, cu Toader Acatincăi, alt hoșmălău, sau cu Dumitru, fratele mai mic al mamei sale. Asistăm la numeroase discuții purtate între părinții lui Creangă cu privire la învățătura copilului lor mai mare. Facem cunoștință cu David Creangă, bunicul dinspre mama al povestitorului, care îl sfătuiește cu înțelepciune pe Ștefana Petrei. Nu-i rău, măi, Ștefane, să știe și băietul tău o leacă de carte. Nu numai decât pentru popie, precum chitește Smaranda, dar cartea îți aduce și oarecare mângâiere. Din cărți culegi și multă înțelepciune și, la drept vorbind, nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Capitolul se încheie cu descrierea școlii din Broșteni, îmbolnăvirea de râie de la caprele Irinucăi și prăvălirea bolovanului de pe coastă care dărâmă burdeiul babei și omoară 2 capre. Partea a doua se deschide cu reluarea descrierii satului natal, făcută cu multă duioșie, în special când înfățișează casa părintească. Citat: nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, parcă-mi saltă și acum inima de bucurie. Încheiem citatul. Capitolul e plin de lirism și ne pregătește pentru a introduce în centrul amintirilor chipul scump al mamei, pe care autorul, după trecerea vremii, o vede într-o lumină deosebit de frumoasă. După ce mărturisește cu venerație dragostea nesfârșită față de mamă, scriitorul dezvăluie cu durere motivele ce-l fac să se întoarcă spre trecut. Hai mai bine despre copilărie să povestim, că cea singură este veselă și nevinovată. Sau alt citat: așa eram eu la vârsta cea fericită și așa cred că au fost toți copiii de când e lumea asta și pământul, măcar să zică cine ce-a zice. Încheiem citatul. Autorul trece apoi la povestirea succesivă a unor întâmplări hazlii: nebuniile și jocurile din casa părintească, obiceiurile de anul nou, mersul cu plugușorul de pildă, furatul cireșelor din grădina mătuși și mărioara, încercarea de a vinde pupăza din tei, la scăldat, smântânitul oalelor, cearta cu Moș Chiorbec și botariul. Capitolul se încheie cu o amară autocaracterizare. Ia, am fost și eu în lumea asta, un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care, nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu am fost. Dar sărac, ca anul acesta, ca anul trecut și ca de cum sunt, niciodată n-am fost. Partea a treia ne poartă pe urmele școlilor pe la care am mai învățat creangă: școala din Târgu Neamț, fabrica de pop din Fălticeni, prilej de a prezenta alte metode primitive de învățătură, dar și desele petreceri de la gazda humuleștenilor, Pavel Ciubotariul. Partea a patra și ultima este mai scurtă decât celelalte și creangă evocă aici despărțirea de satul său drag, de Humuleștiul anului 1855, când e obligat, după stăruințele mamei sale, să plece la seminarul de la Socola, de unde avea să iasă preot. Ca și în partea întâi, revine imaginea locurilor natale, a oamenilor, a flăcăilor și a fetelor din sat, de care trebuie să se despartă așa cum va trebui să o facă pentru totdeauna de copilăria sa fericită. Din cartea lui Creangă se desprinde o puternică dragoste față de popor, de viață și de obiceiurile satului moldovean. Amintiri din copilărie rămâne sub acest aspect o vastă monografie a satului de munte din Moldova. Ion Creangă mânuiește cu pricepere monologul și dialogul. Întâmplările sunt înscenate parcă, iar autenticitatea trăirii merge până la identificarea cu personajele, pentru că autorul regizează scenele sau participă la jucarea lor. Fragmentul din manual aparține părții a patra și se referă la plecarea din Humulești a lui Nică, împreună cu Zaharia lui Gâtlan, la Socola, în căruța lui Moș Luca, trasă de 2 cai ca niște zmei. Prima unitate compozițională cuprinde o imagine luminoasă a satului moldovean de munte. El este evocat în primele 3 părți cu nostalgie și duioșie. Avea dreptate Nică să nu plece din Humulești, așa cum nu se dă scos ursul din bârlog, săranul de la munte strămutat la câmp și pruncul dezlipit de la sânul mamei sale, pentru că satul natal constituie un spațiu ideal pentru o copilărie ideală și fericită. Nica lui Ștefana Petrei nu mai este copilul care fură cireșe sau prinde pupăza pe ouă, ci este acum un holtei, din păcate. În acest caz, imaginea satului natal apare ca loc al primelor iubiri. pâșlindu-o așa cam pe după toacă și tot înainte, sara pe lună, cu tovarășii mei la clăci în Humulești, pe unde știam noi, ținând tot o fugă ca telegarei. Și după ce jucam cât jucam, furam câte un sărutat de la cele copile sprințare. Nu există ceva apropiat sufletului său care să nu aibă legătură cu Humuleștii, iar această legătură cu satul natal este mult mai strânsă. Comunitatea humuleșteană este văzută prin ceea ce impresionează sufletul său de fecior, hore, petreceri pline de veselie, toate având ca fundal cântecul de dor ce se revarsă din strunele viorilor lui Mihai Scripcarul în puterea nopții. Stăruința mamei de a-l trimite pe Nică la Socola izvorăște din dorința ei de a-și vedea copilul învățat. Mereu îmi spunea mama că pentru folosul meu este aceasta. Desprinderea de sat devine pentru tânărul adolescent o adevărată dramă. Mărturisirile lui sunt pline de afectivitate, capabile să-i pună în evidență dragostea pentru întregul univers în care s-a format peisajul, oamenii și obiceiurile acestora. Dragul era satul nostru, cu ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindește cu mâhnire cetatea neamțului de atâtea veacuri. Dragii-mi erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de copilărie. Asemenea dragi îmi erau șezătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însuflețire. Observăm în pasajele citate că la realizarea viziunii nostalgice contribuie enumerarea construită în cadrul repetiției. Exclamația retorică delimitează treptele narrative și este susținută de o formulare cu un potențat caracter imperativ. Evocarea nostalgică a peisajului nu se rezumă la ozana în care se oglindește cetatea neamțului cu mâhnire. Printr-un cumul de complemente directe însoțite de atributele lor, Ion Creangă completează peisajul Humuleștiului. Citat: cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinile cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri. Natura nu ocupă un loc important în opera lui Ion Creangă, nu este un obiect de contemplat, ea este însăși viața țăranului și de cele mai multe ori apare însoțită de scene de muncă. Descrierea se oprește la suprafață și degenerează în enumerare. Tehnica la care apelează povestitorul este cea a inventarierii. Argumentele invocate într-o doară de Nică pentru a sprijini pârdalnica de inimă, care nu-l lasă să-și părăsească satul cu tot farmecul frumuseților lui, înfățișate în cea de-a doua unitate compozițională, nu sunt luate în seamă de smaranda lui David Creangă din Pipirig. Și doar mă și sileam eu într-o părere să o fac a înțelege pe mama că pot să mă îmbolnăresc de dorul ei și să mor printre străini. Mama era ahotnică și își chihăie și soțul să-și dea copilul la școală. Ca să fie mai convingătoare, ea apelează la elemente ale paremiologiei populare. Modul de expunere este acum dialogul. Ioane, cată să nu dăm cinstea pe rușină și pacea pe gâlceavă. Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, măcar să mă omori, ziceam eu, plângând cu 10 rânduri de lacrimi. Mai trăiesc ei oamenii și fără popie. Degeaba te mai sclifosești, Ioane, răspunse mama cu nepăsare. La mine nu se trec astea. Pare mi se că știi tu moarea mea. Să nu mă faci, ia acuș, să eu cu leșiriul din ocniță și să te dezmierd cât ești de mare. Tatălui Nică zice și el posomorât: are să urmeze cum știm noi, nu cum vrea el, că doar nu-i de capul său. El se luptă cu gândul cum să-i poarte de cheltuială, căci banii nu se culeg de la tunchi ca surcelele. Speră că prin învățătură fiul cel mare va deveni sprijin pentru iștailalți copii, 6, care urmează după el. Eroul se obișnuiește în cele din urmă cu gândul plecării. Acceptarea este exprimată tot prin intermediul unei exclamații. Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părinților, începui a mă gândi la pornire, zicând în sine cu amărăciune: ce necaz pe capul meu! Prea mult mi se cere. Plin de sarcasm sunt aluziile la cei ce îmbrăcau rasa monahală. Nică se gândește că ar fi mai bine să se ducă la călugărie, în neamț, călugăr la secu. Între preoți și călugări nu există mari deosebiri. Preoții noștri din sat n-au mai trepădat pe la Socola și mila Sfântului nu-i încape, cureaua de pântecoși ce sunt. Dar nici călugărilor, o adunătură de zamparagii dugliși din toată lumea, cuibăriți prin mănăstiri, nu le merge rău. Și cu câtă carte știu, cu câtă carte nu știu, spune povestitorul, peste câțiva ani pot să ajungă dichiul la vreun mitoc și să strâng un știubei de galben ca părintele Chirilaj de la Jugărit din Vânătorii Neamțului. Și apoi atunci puneți cuvioase Ilarie, plosca cu rachiu la șold, icrișoare moi cât se poate de multe și altceva de gustare în buzunările dulamei, pistoalele în brâu, pe sub rasă, cu manacul pe oreche și cu sabia duhului în mână și pletele în vânt, iau-o la papur peste piciorul rău spre cărarea afurisită dintre Secu și Agapia din deal. Cu deosebită subtilitate este văzută în final moralitatea călugărilor de la Secu și a călugărițelor de la Agapia din deal. Punctul culminant al narațiunii este cel al plecării de acasă, plecare însoțită de durerea despărțirii de sat. Și scurtă vorbă, ne adunăm cu rudele lui Zaharia, cu ale mele, în ogradă la Mușluca, sărutăm noi mâna părinților, luându-ne rămas bun cu ochii înnecați în lacrimi și după ce ne suim în căruță, supărați și plânși ca vai de noi, Moș Luca, harabagiul nostru, dă biciu cailor. Observăm că fraza este amplă, cadențată, cu părți simetrice care îi conferă sonoritate. Acțiunea este adusă în prim plan de abundența verbelor la prezent, ceea ce caracterizează fraza în fragmentul analizat este folosirea frecventă a propoziției temporale înaintea regentei cu accentul pe propoziția regentă principală. Când eram hotărât a spune mamei acestei, ia că și soarele răsare. Când să-ți petreci și tu tinerețea, apucă-te de cărturărie. Când auzeam noi pe Moș Luca pomenind cu drag de casă și când vedeam cum rămân satele și locurile frumoase în urmă, supărarea noastră creștea la culme, etc. Cea de-a treia secvență narrativă prezintă drumul spre Socola, care dezvăluie o realitate de acum un secol și jumătate, felul cum se realizau aceste călătorii din mediul rural spre oraș. Este foarte bine precizată imaginea peisajului natal, cu elementele lui specifice, o imagine panoramică a peisajului de munte. Trăirile eroilor se contopesc cu mișcarea naturii. Contopirea este atât de strânsă, încât avem sentimentul integrării lor în circuitul cosmic. Ei, măi Zaharie, zic eu, coborându-ne la vale spre Pășcani, de acum munții i-am pierdut din vedere și înstrăinarea noastră este hotărâtă cine știe pentru câtă vreme. La Blăgești peste Siret, unde au făcut popați de noapte, pe drumeți i-au cosât țințarii. Deși, de cu seară și până după miezul nopții, au stat numai într-o fumăraie de balici ca la carantină. Cu acest prilej, autorul face o fermă antiteză între condiția omului de la munte, categorie căreia îi aparține atât Luca Moșneagu cât și Creangă însuși, și cea a celor ce trăiesc la șes. Cum treci Siretul, apa-i rea și lemnele pe spongi, iar vara te înăduși de căldură și țânțarii te chinuiesc amarnic. N-aș trăi la câmp, Doamne ferește! Halal pe la noi! Apele-s dulci, limpezi ca cristalul și reci ca gheața, lemne de ajuns. Vara! Umbră și răcoare în toate părțile, oamenii mai sănătoși, mai puternici, mai voinici și mai voioși, iar nu ca iși de pe la câmp, sarbezi la față și zbârciți, de parcă se hrănesc numai cu ciuperci fripte în toată viața lor. Viziunea folclorică trece opera lui Ion Creangă din zona realizărilor obiective în fabulos, forțând soarta prin soluții imaginare sau acceptând-o vesel și optimist făcând haz de necaz. O sursă a râsului în fragmentul analizat o constituie chiar prezența autorului în desfășurarea narațiunii, jucând propriul rol. râsul face să treacă neobservată duioșia generată de reflexiile privind destinul său, referitoare la mama sau la satul natal. Este un râs egal, un râs sprijinit pe episoade întregi ca la Homer. De aceea, la Ion Creangă, bucuria povestirii este nu odată covârșită de ispita taifasului. Trecerea de la narațiune la dialog se realizează în mod firesc, uneori fără niciun protocol scriitoricesc. Descoperim la personajele amintirilor, poate nu în aceeași măsură ca în povești, o vervă, o exuberanță verbală nemaipomenită din care se alcătuiesc farmecul și savoarea fără pereche a dialogului. În replici străbate tumultul vieții afective a eroilor. Suspensiile, exclamațiile, imprecațiile, interjecțiile, particulele demonstrative, amenințările și zicerile împâzesc textul, conferindu-i o vibrație puternică și neîntreruptă. În fragmentul analizat, Nică dialoghează cu mama, cu Zaharia lui Gâtlan, cu Moșluca. Vom observa mai întâi că dialogul zvâcnește tot timpul datorită imprecațiilor, adică figuri de stil care cuprind un blestem, în a căror alcătuire lingvistică recunoaștem lesne suculența vorbirii populare. Resemnat cu soarta ce le-a fost hrăzită, Zaharia lui Gâtlan zice cu înțelepciune: firea ar a furisit să fie cine a mai desfințat și catehețiile cele tocmai acum în vremea noastră. Când să-ți petreci și tu tinerețea, apucă-te de cărturărie, parcă are omul 10 vieți. Tot umblând noi din școală în școală, mai mult ia așa, de frunza frăsinelului, mâine poimâine avem să ne trezim niște babalâci, gubavi și oftigoși, numai buni de făcut pop, ieșiți din socola. Râsul lui Creangă este unul sănătos de origine populară. Și trebuie precizat că în amintiri sunt prezente principalele categorii ale umorului, atât cel de situație izvorât din fapte și întâmplări, sau cel de caracter provenit din felul de a fi al unor personaje, cât și cel de limbaj, prezent mai ales în ultimile două capitole. Adolescentul mânuiește mai bine limba, nu-l mai interesează în primul rând faptele, este capabil de ironie și autoironie. O întâmplare hazlie este aceea în care povestitorul insistă, cu mijloace diferite, asupra precarității fizice a zmeilor lui Luca Moșneagu. Rogu-te mână mai tare, Moș Luca, zic eu, să nu se mai uite satul ca la urs la noi. Luca Moșneagu însă mâna, cum știa el, că smârțoagele lui de cai erau vlăguiți din cale afară și slab și ogârjiți ca niște mâți de cei leșinați, nu zmei cum zicea mama, care nu știa cum să mă urnească mai degrabă de acasă. Observăm că epitetele relativ sinonime sunt trei: vlăguiți, slabi, ogârjiți. Ion Creangă se remarcă prin voluptatea vorbirii aluzive și a ironiei sau prin limbajul coțcăresc, termen inspirat de titlul uneia din povestirile sale cele mai caracteristice, Moș Nichifor, Coțcariul. Flăcăii de pe Rohat ca păcurari, uliță mărginașă a Iașilor, puși pe șotii pe seama lui Moș Luca, harabagiul, și a jalnicului său echipaj, vădesc năravul vorbei în pungărețe. Un flăcăoan al dracului ne-a luat în râs cum se cade, zicând: moșule, e seama de ține bine telegarii ceia, să nu iei vânt, că Iașul ăsta e mare și, Doamne ferește, să nu faci o primejdie. Aceste anecdote, cu rolul de a înviora narațiunea, îi urmează comentariul scriitorului, comentariu ce devine parte componentă a expunerii. Atât i-a trebuit lui Moș Luca și apoi lasă pe dânsul câte parastase și panaghii, toate i le-a rădicat. George Călinescu observase că, de fapt, amintirile și poveștile sunt părți narate dintr-o întocmire dramatică cu un singur actor monologică. Creangă vorbește ca povestitor, ca un om care stă pe o laviță și istorisește altora, fiind el însuși erou chiar în narațiunea obiectivă. Procedeul autoadresării e specific cartei lui Creangă și se aplică asupra unor texte cu o structură stilistică mai complexă, de exemplu în pasajul Apoi lasă-ți, băiete, satul cu tot farmecul frumuseților lui și pasă de te du în loc străin și așa de departe, dacă te lasă pârdalnica de inimă. Și doarmă și sileam eu într-o părere s-o facă înțelege pe mama că pot să mă și îmbolnăvesc de dorul ei. Acum Nică face haz de necaz. Se subliniază astfel buna dispoziție a povestitorului. Când intră căruța lui Moș Lucan Iași, oamenii îl tot iau peste picior. Nică pune un sol peste el și peste Zaharia și se adresează bătrânului cu ironie. Moș Luca, de te-a întrebat cineva de acum înainte de ce dracu ai așa de greu să spui că duci niște dropi de sare de la ocnă și las, dacă nu te-a crede fiecare. Voioșia, expresia optimismului poporului nostru, se mai realizează și prin alunecarea povestirii de la lucruri serioase la glume. Vorba unei babe, să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbători și numai o zi de lucru și atunci să fie praznic și nuntă. Și încă un exemplu, căci nu vă pară șagă, de la Neamț până la Iași e câtui de la Iași până la Neamț, nici mai mult, nici mai puțin. Și mai bine să rămâi pe loc, Ioane, chiteam în mintea mea cea proastă. Observăm autoadresarea aici. Umorul se realizează și prin aluzii, proverbe, zicători, expresii populare, îmbinări neașteptate de cuvinte care toate dau măsura inepuizabilei inventivități verbale și frazeologice a lui Creangă. Trebuie să observăm că vitalitatea eroilor, patosul și elanul cu care ei se dăruiesc faptei, conferă evenimentelor proporții hiperbolice. Când se fugăresc sau se hârjonesc, când se bat, când plâng și când râd, când le e foame, sete și frig, personajele cheltuiesc o mare cantitate de energie. Bazându-se pe limba populară, Creangă recurge extraordinar de des la proverbe și zicători citate pe care ține să le anunțe ca atare cu ajutorul formulei, vorba aceea, câteodată, povestea aceea sau bine a zis cine a zis. Spre a mări forța convingătoare a unei constatări sau observații personale și a-i acorda o valoare oarecare generală, vorbitorul invocă autoritatea întregii colectivități umane, care fiind veșnică știe ce spune, deci nu poate greși. Exemple. Dar vorba aceea, ursul nu joacă de bunăvoie. Mort copt, trebuie să fac pe cheful mamei, să plec fără voință și să las ce mi era drag. Și... tot umblând noi doi din școală în școală, ia așa de frunza frăsinelului. Încheiem citatul. Roman al copilăriei, amintirile lui Ion Creangă zugrăvesc purdălnicia și nevinovăția acestei vârste, conturând un erou cu o personalitate pregnantă. Lumea rurală este privită din interior, din perspectiva eroului narator aflat la vârsta copilăriei, iar uneori la maturitatea reflexiei și a nostalgiei. Nică se autocaracterizează câteodată, iar modalitatea principală de construire a personajului rămâne rostogolirea formidabilă de întâmplări prin care trece sau la care este martor. Opera urmărește prin nararea faptelor și a întâmplărilor procesul de formare a lui Nică, precum și evoluția lui spirituală în relațiile cu mediile sociale pe care le străbate. Amintiri din copilărie este capodopera care îl așează pe autorul ei între marii prozatori ai lumii, Flaubert, Turgenev, Dickens. Evocarea copilăriei se face din perspectiva depărtată a maturității. Consecința cea mai izbitoare a acestei atitudini este calitatea stilului, vag nostalgic și de o mare căldură sufletească, aparținând unei ființe înțelegătoare, înțestrată cu un limbaj de o uluitoare autenticitate și de o rară savoare lexicală. Avem în vedere oralitatea realizată prin expresii onomatopeice, interjecții, verbe imitative, a bâzâi, a bocăni, a clămpăni, a molfăi, expresii specifice limbii vorbite, ziceri tipice, întrebări, exclamări, vorba aceea, de voie de nevoie, ce-i de făcut. Versuri populare sau fraze ritmate. Umorul este un semn de vitalitate, de veselie contagioasă, asigurat prin caracterizare ironică, nume sau porecle comice, autopersiflare și scene care strânesc hazul. Creangă este o ființă jovială și sociabilă, care râde din inimă, râde spre a strâni hazul. Râsul lui nu pedepsește, e semn al dragostei de oameni.